Haideți să ne întoarcem la cuvântul Domnului și aș vrea să citesc un verset din Biblie, dintr-o carte din care nu se predică prea mult. O carte care este așa de minunată, mie cel puțin îmi place foarte mult. Cartea Proverbelor, capitolul 26 și vom citi penultimul verset, versetul 27. Deci, Cartea Proverbele, 26, versetul 27. Cine sapă groapă altuia, cade el în ea și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Amin. Cartea Proverbelor este o carte minunată. Mie personal îmi plac proverbele foarte mult. Am citit cărți imense, nici măcar nu le știu numărul din înțelepciunea proverbelor, nu numai Biblie, am citit din chineză, bineînțeles că nu în chineză, ci tradusă, am citit din engleză, din Africa, din, din toate colțile lumii, am citit din proverbe și sunt, sunt niște înțelepciuni foarte rostite în această carte, încă în proverbe, ceva de extraordinar dacă știi să le păstrunzi. Cartea proverbelor este o carte plină de înțelepciune. O carte care se recomandă și spune că ce este scrisă de Solomon, așa cum apare ea în proverbe în capitolul 1 cu 1, 10 cu 1, apoi 25 cu 1. Apoi cartea, prima carte a împăraților, în capitolul 4 cu 32, spune că Solomon a fost autorul a peste 3000 de proverbe și 1005 cântări. Într-adevăr, a fost înzestrat cu o înțelepciune extraordinară. A fost înzestrat ca nimeni altul înaintea lui și nimeni altul după el pământean, în afară de Isus Hristos cu o înțelepciune extraordinară. Cu toate acestea, nu toate proverbele scrise în cartea aceasta sunt scrise de Solomon, sunt rostite de Solomon, dar marea lor majoritate este rostită de Solomon. Și de fapt am putea spune că autorul real, Repet, autorul real al călții proverbelor nu este altul decât Dumnezeu, care prin Duhul Sfânt a însuflat, că prin Duhul Sfânt a dat oamenilor uh, înțelepciunea Lui, o parte din înțelepciunea Lui, repet, o parte. Căci Dumnezeu este infinit de mare și noi nici măcar nu putem pătrunde înțelepciunea Lui. Știți dacă astăzi oamenii și omenirea descoperă părți ale lumii, părți ale Universului sau anumite legi care funcționează. Deci ele au fost făcute dinainte. Au fost făcute dinainte cu mult și cu mult și cu mult. Să vă spun doar un singur lucru. Moise prin porunca Domnului a dat o poruncă ca în ziua opta să fie copilul tăiat în De ce în a opta și de deci ce în a șaptea, de deci ce în a noua sau din a alta Medicina a descoperit doar pe la sfârșitul secolului XIX începutul secolului XX, căci din toată viața unui om, vitamina K, care ajută și care de fapt face coagularea sângerilor, doar în a opta zi este la nivelul cel mai ridicat din corp. Ei, Dumnezeu l-a știut atunci, medicii l-au descoperit doar acum. Și câte și câte alte lucruri care sunt, care mai așteaptă încă să fie descoperite. Dar haideți să ne întoarcem de fapt la ceea ce vrea să spună acest proverb. Știi, străim vremuri care și peste biserică, și peste lumea întreagă, aduce niște lucruri nedorite, nedorite de oameni, nedorite în special de Dumnezeu. Și Satana vine și începe să lovească, lovește nu numai în familii, dar lovește în relațiile dintre oameni. Și de cei mai mulți. Oamenii sunt cei care suferă din, acestea, din cauza acestor relații stricate. Ce vrea să spună, de fapt, acest proverb? Și aș vrea să ne uităm în Biblie la patru uh, lucruri distincte, la patru oameni, care să ne uităm să vedem ce se întâmplă într-un mesaj pe care eu l-am intitulat Dreptatea lui Dumnezeu. În primul rând, dacă deschidem Geneza. Capitolul 27, din care citesc versetele 9 și 14, spune în felul următor. Dute de adum din turmă doi iezbuni buni, ca să fac din ei tatălui tău o mâncare gustoasă cum îi place. Iacov s-a dus, de i -a luat și i-a adus mamei sale, care a făcut o mâncare cum îi plăcea tatălui său. Este vorba de sigur cum ați intuit și cum cei care umblați în Biblie, este vorba de binecuvântarea lui Iacov. Esau, așa după cum începe acest capitol, este deja bătrân, nu mai vede și în versetul 2 îi spune către fiul său cel mare, fiul lui preferat, Esau, îi spune că iată sunt bătrân, nu mai văd, n-am putere și nu știu ziua morții mele du-te de vânează, adă, pregătește ceva de mâncare și am să te binecuvintez. Ca primul născut, am să te binecuvintez. Dar mama ascultă la ușa cortului și are un alt plan. Are un alt plan, are un alt preferat, de fapt. Îl are pe al doilea băiat, pe Iacov îl are preferat și începe să dejoace planul lui Isaac. Dragii mei, ca o paranteză, nu e bine ca părinte să faci deosebiri între copii. Iată un prim exemplu în Biblie unde a ajuns acest lucru. Dar lucrurile o iau și, de fapt, Dumnezeu îi pregătise binecuvântarea lui Iacov. Nu cred că Dumnezeu nu, nu l-ar fi putut binecuvânta pe Iacov. Așa cum spune versetul 35. Cum, de fapt, Isaac declară când, când vorbește cu Esau, la sfârșitul după ce a dat binecuvântarea lui Iacov, el spune în felul următor, fratele tău a venit cu vicleșug, a venit cu vicleșug și a luat binecuvântarea aceasta. Dar în Romani, în capitolul 9, versetul 13, este un verset, este un amănunt extraordinar care spune în felul următor, după cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Dumnezeu a pregătit binecuvântare lui Iacov. Cum l-ar fi dat, nu știu. Nu știu cum l-ar fi dat, dar sunt sigur că Dumnezeu n-ar fi cerut sfatul a niciunui om cum să dea binecuvântare cuiva. După cum n-ar fi cerut și aici. Cert este că Iacov o ia înaintea lui Dumnezeu. Mama sa îi pregătește acei iezi, pe care îi duce la tatăl său și îi spune, îi acopere cu mâinile, cu pielea iezilor, îi acopere mâinile lui, îi dă hainele lui sau care mirosau a și mirosau probabil la transpirație după ce atât a umblat, erau mirosul lui sau și îi duce la tatăl, său, la tatăl său. Și Isaac rămâne foarte mirat cum de ai reușit să vii așa de repede. Cum de ai reușit? Un prim, un prim semn de întrebare pe care nici măcar nu și l-a dat seama, că a venit așa de repede. Și Iacov vine cu o altă minciună. O, oh, Domnul mi ieșit în cale și m-a binecuvântat. Și uite că am venit și să-ți dau. Și după ce mănâncă și bea vin, Iac Isaac are încă niște dubii și spune, apropie-te să mă săruți. Și când se apropie să-l sărute, îi pipăie mâinile, îi simte mirosul și toate l-au înșelat toate l a înșelat și începe să rostească binecuvântarea uh, peste Iacov și îi dă toate binecuvântările de care poporul Israel beneficiază astăzi, repet, toate binecuvântările de care beneficiază astăzi. Și cu aceasta el pleacă, dar nu trece mult timp și apare, apare Esau care merge la el și atunci îi rostește ceea ce spuneam adineori fratele tău a venit cu vicleșug, a venit cu vicleșug și a luat binecuvântarea. Tot acest episod, toate aceste fapte aduc la un singur lucru. Aduce ură între cei doi frați și mai mare, până acolo căci Esau plănuiește să-l omoare pe Iacov. Esau plănuiește să-l omoare pe Iacov. Și Iacov este nevoit să fugă fuge la tatăl său tot la sfatul mamei sale, dar înainte să fugă, atunci înainte să ia binecuvântare, Rebecca mai rostește un lucru, este ceva, ceea ce pe mine m-a surprins, și în versetul 13 spune, când Iacov are dubii, că dacă tai că să îl descoperă, dacă tai că să o știe, o prinde un miros ceva, că nu el este, atunci Rebecca rostește un lucru extraordinar. Ce blestemul să cadă asupra mea. Și-a căzut blestemul asupra ei. Niciodată nu și-a mai văzut fiul. Fiul a fost plecat, a stat peste 20 de ani în Lalaban, în Mesopotamia, și nu l-a mai văzut niciodată. Iacov a trebuit să fugă și nu l-a mai văzut niciodată pe, pe mama sa. Nu l-a mai văzut niciodată. Ei, după 20 de ani, când se întoarce. După 20 de ani când se întoarce se întâlnește cu Esau, lucrurile par căci au o întorsătură bună și trăiesc în pace și merg. Dar Dumnezeu vechează asupra cuvântului Său și El nu doarme. Nu doarme. Dacă Iacov a crezut că cu toate, sunt, cu toate aceste lucruri sunt rezolvate, Totul este ok, m-am întâlnit cu el, cu Dumnezeu, la părâul Iaboc și acolo m-am luptat și Dumnezeu m-a binecuvântat, mi-a iertat păcatul, am, am, mi-a schimbat numele, din, din, dintr-un înșelător mi-a spus Israel, totul este regulă. Ei, dar Dumnezeu nu doarme. Dreptatea lui Dumnezeu nu doarme. Despre dreptatea aceasta vorbim, dar o foarte mică latură a dreptății lui Dumnezeu vedem. Dacă citiți Genesa, capitolul 37, versetul 31 și 32, în acest capitol este vorba despre vânzarea lui Iosif Ismaeliților, pe care frații lui îl vând, pe care frații lui îl urăsc și pe care frații lui, la urma urmei, fără să-l omoare, îl trimit, îi dau ca să nu-l mai vadă, ca să șteargă și numele lui Iosif. Și aceste două versete spun în felul următor, 31 și 32. Ei au luat atunci haina lui Iosif și, jungindu un țap, i-au muiat haina în sânge. Au trimis tatălui lor haina cea pestriță, punând să-i spună, iată ce am găsit, vezi dacă este haina fiului tău sau nu. Iacov este confruntat cu o înșelăciune. Știți câți ani au trecut de la momentul în care El a luat binecuvântarea Tatălui Său și la momentul acesta când îi se aduce haina cea pestriță, haina cea bună a Fiului Său Iosif, înmuiat în sânge de țap, și când îi se, pune această, se spune aceste lucruri și când îi se pune această întrebare, vezi dacă nu este haina Fiului Tău, Iosif, au trecut peste 35 de ani. 35 de ani, în care aparent dreptatea lui Dumnezeu a dormit față de el, în care aparent Dumnezeu nu vede, în care aparent Dumnezeu nu face nimic. Nu, Dumnezeu niciodată nu întârzie. Repet, niciodată nu întârzie. Niciodată nu întârzie. Și Iacov, la rândul lui, este înșelat de copiii lui. Exact așa cum l-a înșelat el pe tatăl său, el și el este înșelat de copiii lui. Și o să mă trebuiască să treacă încă peste voci 18 ani să-l mai revadă încă o dată pe Iosif. Cât de trist este! Cât de trist este când o luăm înaintea lui Dumnezeu! Al doilea exemplu pe care ar vrea să vi-l aduc se găsește în 2 Samuel, în capitolul 11, versetul 14. Este vorba despre David. A doua zi dimineață David a scris o scrisoare lui Ioab și a trimis-o prin Urie. În scrisoarea aceasta scria, Puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei și trageți-vă înapoi de la el, ca să fie lovit și să moară. Amin. În acest capitol se ocupă de păcatul cel mare săvârșit de David, se ocupă de Urie, se ocupă de Batseba. Și... Aparent, toate sunt riguri și, de sigur, știți cu toții istoria aceasta. Nu vreau să intuntare multe amănunte. De ce David n-a fost la luptă? Este o temă de predică. De ce bat -șeba? Toată lumea dă vina pe David că l-a văzut. Dar nimeni nu-și pune problema care femeie serioasă, se dezbracă în, 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 fără haine și face, face baie sub geamul vecinului. Este o altă temă de predică. Dar cert este că se întâmplă ce s-a întâmplat. David păcătuiește cu Batșeba. Și ca să drege cumva lucrurile, ca să fie și legea lui Dumnezeu să stea în picioare, să fie încadrat oarecum, cum am spune noi astăzi, să fie încadrat în Biblie, îl cheamă pe Urie, îi trimite scrisoare lui Ioab și îi spune, viteazul al meu, trimite la casă, trimite acasă pe soțul acestei femei. Și când vine Urie și îi aduce vești de pe câmpul de luptă, David îl ospătează, îl îmbată cu vin și spune, acum ok, du-te liniștit acasă și te odihnește-te, bucură-te de nevastă, dar culcă cu ea. Ei, Batșeba deja era gravidă. Era gravidă cu un copil din urma acestui păcat pe care îl săvârșise cu David. Și Urie a ieșit de la David, și spune cuvântul Domnului, urmat de un dar din partea lui David, dar nu s-a dus departe, s-a dus până la poarta palatului și acolo s-a culcat împreună cu slujitorii lui, cu slujitorii lui David. Și când i s-a spus la David, a doua zi l-a chemat din nou. Și îi pune întrebare, dar nu vii tu oare de pe câmpul de luptă? Nu ești tu obosit? Nu ți-ai văzut soția de nu știu cât timp? Nu se cade să te duci acasă? Nu se cade să, să te, să te, să te uh, fii și tu acolo, să te speli, să faci o baie, să te întrebăm? Și. Urie îi răspunde foarte interesant. De ce nu? Nu. Zice, când slujitorii tăi, toți, sunt pe câmpul de luptă, când chivotul Domnului este afară și eu să mă duc acasă, să mă bucur. Și Urie, chiar dacă este îmbătată două doua chiar dacă o supărăiește cu David toată ziua, a doua zi, el nu se, mai, nu se aduce acasă nici a doua oară. Și atunci David recurge la acest subiect, la acest, această metodă și îi spune, îi scrie o scrisoare și îi trimite la lui Ioab în care se întâmplă ceea ce spunea. Și spune, puneți-l pe Uria acolo în prima linie să moară și... Și, într-adevăr, se întâmplă exact așa cum plănuia David, cum a plănuit David. Urie este omorât în luptă și Ioab îi trimite acasă lui raportul lui David și îi spune că am luat orașul, dar dacă împăratul va întreba că de ce v-ați apropiat așa de tare, de zid, că nu știați că de acolo s-aruncă cu piatră, nu știați că acolo trag arcașii și au trebuit mulți, atunci la sfârșit să-i spui împăratului, îi spune solului, că și printre alții care au murit, au murit și robul tău urie. Și robul, când, când solul când îi amintește totul, spune așa acest lucru și David nu-l mai interesează câți au murit în luptă, îi trimite la Ioab și îi spune în felul următor. Nu știi, dar sabia moară când pe unul, când pe altul, nu-ți mai fă probleme din el. Ei, dar Dumnezeu nu doarme și David este confruntat cu păcatul său. David este confruntat cu păcatul său. A săpat o groapă urie și Dumnezeu îl confruntă cu păcatul lui. Repet, îl confruntă cu păcatul lui. Îl trimite pe, pe pe profetul Nathan la el și după ce spune acea pildă cu bogatul și cu săracul, cu oaia și cu milușama, îi spune că tu ești și Dumnezeu la sfârșit Irod rostește un verdict împotriva lui David și spune în capitolul 12, versetul 10, în felul următor. Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că mi-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie hetitor. Așa vorbește Domnul. Iată din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale și li voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia. Căci ai lucrat pe ascuns, eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel. Și vedeți ce spune, cât de bine spune cuvântul, la care să luăm aminte în versetul 10, spune în felul următor, pentru că mai disprețuit. Nu fiindcă numai că ai luat de nevastă, nu că ai înșelat pe Iurie, nu că ai înșelat celelalte neveste, pentru că mai disprețuit pe mine. Ce trist un om așa de mare să ajungă aș la asemenea lucruri și să ajungă să facă asemenea fapte. Nu vreau să intru mai mult în amănunt, că nu de mult, dacă bine vă amintiți, fratele Lazar a rostit o predică, micimea unui om mare despre acest subiect. Dar să mergem mai departe la al treilea exemplu din Biblie. Dacă deschidem Cartea Esterei, în Cartea Esterei sunt, după pe lângă, multe nume, pe lângă lui Estera, Mardoheu și alte nume, mai găsim un nume, îl găsim pe Haman. Haman despre care să vă citesc versetele 9 și 10 din capitolul 7, care spune felul următor, și Harbona, unul din fameni, a zis în fața împăratului, Iată spânzurătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu, care a vorbit spre minele împăratului, este ridicată în casa lui Haman la o înălțime de 50 de coți. Împăratul a zis, Haman să fie spânzurat pe ea. Și au spânzurat pe Haman, pe spânzuritoarea pe care o pregătise el pentru Mardoheu. Și mânia împăratului s-a potolit. Cine a fost de fapt acest Haman? Haman, dacă citim în 1 Samuel, în capitolul 15, atunci când David este trimis, când Saul este trimis să lupte împotriva amaleciților, el este unul dintre descendenți al lui Agag, împăratului Agag. De fapt, cartea este el, așa îl și denumește și îi spune numele lui Haman Agagitul, îi spune despre el. Dar acest Haman Agagitul nu era un om oarecare în împărăția lui Dumnezeu. Dacă citiți capitolul 3, în capitolul 3 spune acolo că împăratul a ridicat la un rang înalt pe Haman, la cel mai înalt rang din împărăție, i-a pus scaunul mai înalt decât a tuturor domnitorilor din împărăția lui. Și a fost ridicat la, un, la, la o înălțime foarte mare. De fapt, am putea spune, era al doilea om din împărăție, era al doilea om din Imperiu. Un om cu puteri, un om de vază, care era bine văzut de împăratul, de împăratul persan. Și cu toate acestea se întâmplă un lucru extraordinar. Era unul în mulțime, un slujitor al împăratului și cu toate că era porunca împăratului că toată lumea, orice genunchi să se plece, înaintea lui Haman, acest om nu s-a plecat în fața lui. Era voi, este vorba de evreul Mardoheu. Nu s-a plecat în fața lui. A rămas în picioare și lucru pe care îl foarte mult l-a deranjat și îl deranjează pe, pe Haman. Și Haman merge până acolo, că la un ospăț merge în fața împăratului și cere ca toți evreii să fie omorâți în împărăție. Și spune Haman în, în acest episod, când convorbirea lui cu împăratul, dacă împăratul găsește cu cale să omoare acest, acest popor, ăsta, ăsta, ăștia nu țin cont de, de legele tale, ăștia nu țin cont de ce rândul dai, ăștia sunt cu totul cu popor altfel. Și merge și cu o altă minciune, ăștia sunt împotriva ta. ăștia sunt cu totul și cu totul împotriva ta. Dar probabil, și sunt sigur că n-a știut că în casa împăratului cea mai iubită femeie era o evreică. Ba mai mult, împăratul, după o noapte de nesomn, îl pune ca să-l conducă calul îmbrăcat, regește pe Mardheu, călare pe el și să spune, așa se face pe că omului căruia vrea să-i facă cinste împăratul. Ei, hagan, acesta, Haman acesta obține până la urmă omorârea evreilor și spune în felul următor, dacă găsești cu cale, eu am să măsor în viseria împăratului 10.000 de talanți de aur, peste 360 de tone de aur. Bine ați auzit, 360 de tone de aur. E o bogăție imensă, o bogăție care într-adevăr numai, numai la un împărat poți să-i dai o asemenea cadou. Dar ca să-i dai o asemenea cadou unui împărat, trebuie să-l și ai de unde. Trebuie să-l și ai de unde. Și Haman se pare că a avut și promite acest lucru. Dar Dumnezeu vechează. Dumnezeu vechează și nu lasă ca o groapă pe care el o săpat-o altuia să-l să, fie, să arunce acolo în groapa aceea. Estera face un ospăț când aude toată legea despre legea împăratului și îl cheamă la acest ospăț pe nimeni altul decât pe Haman și pe soțul ei, împăratul. Și la acest, după ce trece prima zi de ospăț, a doua zi e chemat iarăși și vine și Haman iar supărat că a ieșit de la împăratul, a ieșit de la ospăț și acest marducheu nu s-a plecat înaintea lui, nu i-a dat cinste și atunci la, la sfatul sfetnicilor lui, ridică o spânzurătoare de 50 de coți, de parcă, știu eu, 8 coți sau 20 de coți nici n-ar fi ajuns. Trebuia să fie de 25 de metri înălțime această spânzurătoare, probabil ca să sperie și pe alții cum, cam ce face el. Și este mer, iar la acel ospăz din a doua zi, Estera se descopere și spune că vrea să o moare acest om, acest om. Și sigur căci împăratul se supără, împăratul este foarte supărat, cum îndrăznește acest om să facă așa ceva? Și vedeți, de la o înălțime așa de mare, imediat cum ajunge în groapă, la sfatul lui Harbona care spune căci el de fapt a ridicat în casa lui o spânzărătoare pentru Mardoeu și spune cuvântul Domnului căci împăratul rosește un verdict, să fie el spânzurat pe ea. Să fie el sponsorat pe ea. Ce cădere extraordinară, ce intervenție minunată a lui Dumnezeu pentru poporul lui, ce intervenție și ce dreptate a lui Dumnezeu care rostește asemenea lucruri. Pregătit pentru Mardoheu, piatra se prevolește pentru Haman. Să ne mai uităm la un exemplu din Biblie, și anume la Daniel. În Daniel, în capitolul 6, la cap versetul 4, am să citesc câteva, câteva lucruri care spune în felul următor. Atunci căpetenile și drăgătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l părească în ce privește treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el, niciun lucru rău. Atunci oamenii aceștia au zis, nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai de dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului Lui. E, apoi aceste căpetenii și dregătorii aceștia s-au dus în mare zarvă la împărat și i-au vorbit astfel, să trăiești veșnic împărate Dariu. Și spun despre lucrul pe care ei l-au găsit, ei l-au găsit cu cuvinte și lege pe care ei să-l să aducă. Și anume că 30 de zile nimeni nu are voie să freacă vreo rugăciune, nimeni nu are voie să se închine unui alt Dumnezeu, nimeni nu are voie să crea, facă o cerere în afară de împăratul decât la ceilalți de acei la alți Dumnezei decât, decât Împăratului. Și atunci se întâmplă un lucru extraordinar. Daniel, ce a făcut Daniel? Sigur că și Daniel a aflat, dar Daniel era într-o poziție extraordinar de mare. Imperiul Asirian era împărțit în 120 de regiuni sau 120 de state, în fruntea căruia în fiecare se găsea câte un om, câte un guvernator. Dar asupra acestor guvernator era pus un fel de mai mare guvern de trei persoane, dintre care făcea parte și Daniel plin de înțelepciune. Ba mai mult, spune cuvântul Domnului, dacă citiți această, acest capitol din cartea lui Daniel, împăratul s-a gândit la un moment dat ca să-l pună și pe ăștia, trei, să-l pune pe David, pe Daniel, ca un fel de, în guvernator general peste toată împărăția. Și sigur că au început atunci, atunci a început invidia oamenilor și au început să, să lucreze împotriva lui. Și atunci împăratul Darius, fără să vrea, fără, a fost silit oarecum ca să aducă această lege, că nimeni nu are voie să facă vreo altă cerere decât împăratului. Și Daniel se ocupă cu ce s-a ocupat? Cu ce s-a ocupat și până atunci? s ocupat cu închinarea. Vă aduceți aminte de versetul 4 din psalmul 80 pe care fratele Grigore l-a citit astăzi? Știți că tu și cu mine avem o obligație, avem o poruncă de la Dumnezeu, să ne închinăm zilnic lui Dumnezeu? Știți că David vine și spune la un moment dat în psalmul 119 de șapte ori te lau din pricina legilor tare cele drepte. Întrebarea mea este, și chiar dacă este în paranteză, de câte ori te închin într-o zi Domnului? Sau dacă te închin Domnului? Este o întrebare la care trebuie să răspundem fiecare. Și Daniel, sigur că nu este tolerat foarte mult, Daniel este prins, este condamnat, cu toate că împăratul vrea să-l scape, nu a putut să-l scape din pricina legii pe care l-a dat și Daniel este aruncat în groapa cu lei. Groapa cu lei în fometați, sigur, toți cei care l-aruncau acolo și toți cei care au adus acest verdict credeau despre el, căci lei lor mânca, lor și, și am terminat cu Daniel. Nu mai fi nimic, nimic cu el. Împăratul Darius n-a putut dormi toată noaptea. De fapt, cuvintele de rămas bun de la prietenul său, de la Daniel, au fost acestea. Dumnezeul tău la care te închine, să te scape. Și a doua zi de dimineață, Darius merge la groapa cu lei și întreabă, Daniele, a putut Dumnezeul tău să te scape din gura acestor lei? Și Daniel îi răspunde din groapă, să trăiești veșnic împărate, da, a putut să mă scape, fiindcă am fost găsit nevinovat și în fața lui și nici față de tine, eu n-am greșit nimic, n-am greșit nimic. Și atunci împăratul dă ordin ca toți cei care l-au părât, toți cei care au venit să fie aruncați în groapa cu lei. Și Biblia spune că nici măcar n-au ajuns, versetul 24, împăratul a poruncit să aducă pe oameni aceia care părâsele pe Daniel și au fost aruncați în groapa cu lei ei, copiilor și nevestele lor și până să ajungă în fundul gropii i-au și aruncat și le-au fărămițat oasele. Iată că și dreptatea lui Dumnezeu este iarăși acolo unde trebuie și când trebuie. Dreptatea lui Dumnezeu despre care vorbim. În concluzie, ce putem învăța noi din toate acestea? Ce putem învăța din aceste, aceste patru exemple? Din Iacov, de la Iacov, ce putem învăța de la. Uh, Haman, ce putem învăța de la David, ce putem învăța de la Daniel. Toate aceste lucruri nu sunt scrise doar de dragul de a fi scrise. Nu sunt scrise sau n-au fost scrise și poruncite de Dumnezeu, doar de draguri de a face o carte mai, mai știu eu, cu mai multe pagini. Nu, are fiecare un înțeles, are fiecare învățătură care să ne aducă. Știți, cei mai mulți, m-am spus că îmi plac proverbele, cei mai mulți am venit din România și am adus cu noi un proverb. Un proverb foarte interesant. Nu știu dacă englezii l-au sau nu l-au, dar noi îl avem și se pare că nu l-am lăsat acolo, dar l-am adus și în coace cu noi și începem să-l aplicăm și noi. Trist. Și acest proverb sună în felul următor. Scopul scuză mijloacele. Deci aici că știți? Dar aș vrea să vă spun că scopul nu scuză totdeauna mijloacele. Poți să vrei multe lucruri, dar depinde cum te apropii de ele. Obadia, capitolul 1, de fapt are un singur capitol, versetul 15, a doua parte a versetului 15, spune în felul următor. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tare se vor întoarce asupra capului tău. Dumnezeu ne iartă, repet, Dumnezeu ne iartă. Iertarea aceasta înseamnă că nu te duci la o sândă. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu balancează lucrurile aici pe pământ. Nu înseamnă. În primul rând, dacă vrei să obții un lucru bun, nu să groapa altuia. Iacov a vrut să obțină un lucru bun, dar a săpat groapa fratelui său. Sigur că și Dumnezeu îl putea binecuvânta pe Iacov. Găsea calea, găsea metoda, găsea cu toate șiretlicurile mamei sau știu eu sforurile mare și a tatălui. Că îl putea binecuvânta. Nu, nu, nu căuta, mâna Domnului te va ajunge, fi corect și așteaptă timpul Domnului. Domnul are un timp în care el vine și lucrează. Nu, nu o lua înaintea timpului lui Dumnezeu. Știți, toți cei care au luat-o înaintea timpului lui Dumnezeu au greșit. Au greșit. Dacă n-ai o răbdare să stai, n-ai răbdare să stai, să știi că Dumnezeu, chiar dacă te lasă, așa cum l-a lăsat pe Iacob, l-a lăsat 35 de ani. Extraordinar, 35 de ani. Și noi care vrem ca Dumnezeu să intervine dintr-un moment. Ia, Dumnezeu poate intervine și în fiecare moment. Dar nu totdeauna intervine. Nu totdeauna intervine, fiindcă Dumnezeu are planul Lui. În al doilea rând, nu ți acoperi păcatul săpând groapa altuia. David a vrut să-și acopere păcatul și nu i-a ajuns starea în care a fost el. Vă aduceți aminte de psalmul 32? Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci mâna ta apăsa asupra mea, zi și noapte. Deci nu numai știu anumite perioade. A și David tot nu și-a revenit. David tot nu și-a revenit. A făcut un păcat și nu a ajuns că el a făcut păcatul acesta, el a vrut să sapă și groapa altuia. Dacă ai păcătuit, mărturisește-te. Dacă am păcătuit, mărturisește -mă, să mă mărturisesc, să ne întoarcem la Domnul cu pocăințe și Domnul ne va ierta. Nu mai săpăm și groapa altuia. Că ăla, că ăla, caia că, că... și așa mai departe. Nu se poate. Dumnezeu și dreptatea Lui Dumnezeu ne va ajunge. Știți, Dumnezeu nu caută la bariere. Dumnezeu nu are nevoie de viză să intre la mine în casă și nu are nevoie de viză sau de, de, de îngăduința ta să intre la casă la tine. Te găsește și mă găsește oriunde mă aflu și te afli. N-are importanță. Și te găsește oricând vrea El. Repet, oricând. Dar păcatul de un singur loc, într-un singur fel, se poate rezolva. Mărturisind Domnului, cerând iertare pentru el și Dumnezeu ne iartă. Nu mai săpa, nu mai aduce și pe alții după tine. Nu mai încerca, că Dumnezeu, știți, are dreptatea lui. Al treilea lucru. Dacă mâna Domnului apasă pe cineva, nu-i mai săpa și tu o de câte ori n-ai văzut pe fratele tău sau pe sora ta sau pe vecinul tău sau pe vecinul meu în care a trecut un neca și ai spus așa-i trebuie? Așa-i trebuie. L-a ajuns, l-a ajuns, domnule, dar de când așteptam să intervină? Și l-a ajuns. Și l-a ajuns, nu-i să pagropă a dus Adu-ți aminte, adu-ți aminte, căci nu te mândri cu asta că pe tine Dumnezeu te lasă. Știți de la ce am văzut acestei biserici, fratele Lazar a rostit vis-a-vis -vis de el. Repet, vis-a-vis -vis de el și cred că fiecare ne putem identifica în el, cel puțin mă identific. De câte ori Dumnezeu n-ar fi trebuit să mă trăznească pentru faptul că am făcut cum am făcut și am, am făcut ce am făcut. Și Dumnezeu totuși mi-a dat har. Nu râde de fratele tău. Citesc Obadia, e un text mai lung, dar iată ce spune acest text. Vorbește despre fratele lui, despre vrăjmașii lui Israel. Căci în ziua când stăteai în fața lui, în ziua când străinii îi luau averea, când străinii intrau în porțile lui și aruncau sorțul asupra Ierusalimului, tu erai atunci ca unul din ei. Nu trebuia să te uiți mulțumit la ziua fratelui tău. În ziua nenorocirii lui, nu trebuia să te bucuri de copiii lui Iuda. În ziua pieirii lui, nu trebuia să vorbești cu semeția în ziua strâmbtărării lui. Nici nu trebuia să intri pe porțile poporului meu în ziua nenorocirii lui. Nici nu trebuia să te bucuri din nenorocirea lui în ziua prăpădului lui. Și nu trebuia să pui mâna pe bogățiile lui în ziua prăpădului lui. Nu trebuia să stai la răspântii ca să nimicești pe fugarii lui. Și nici nu trebuia să dai în mâna vrăjmașului pe cei ce scăpasere din el în ziua necazului. Dumnezeu a avut în vedere să-l pedepsească. Să pedepsească poporul lui. Dar, chiar dacă Dumnezeu a avut în vedere pedepsa lui, iată ce face cu vrăjmașii, chiar dacă l-au pedepsit. Aduceți-vă aminte că, chiar dacă Samaria, chiar dacă regatul de nord și regatul de sud despărțit al lui Israel a fost dus în robia babiloniană, la un moment dat Dumnezeu se ridică și îi spune, ai întrecut măsura, eu ți-am dat o măsură cu care se pedepsești, dar tu ai întrecut măsura. Dragul meu, fiecare dintre noi suntem în mâna a tot puternicului Dumnezeu. Face ce vrea cu noi. Repet, face ce vrea cu noi. Ne modelează în felul în care noi, El știe cel mai bine. Cui se potrivește modelarea cel mai bine? Dar dacă îl vezi că îl modelează Dumnezeu, roagă-te pentru el. Nu râde de el. Nu te bate cu cărămida în piept și spune, așa-i trebuie. Nu, nu, te mândri că pe tine Dumnezeu încă nu te-a ajuns sau nu te ajunge sau nu știe de tine. Dumnezeu știe de tine. Știe și de mine. Știe de fiecare dintre noi. A știut și de poporul lui că trebuie pedepsit, trebuie idolatria pedepsită din, din poporul lui, dar s-a uitat și la fratele lui, s-a uitat și la vrăjmașul lui. Și Biblia spune, nu, nu trebuia să faci asta. Chiar dacă eu l-am pedepsit, e treaba mea, cum îl pedepsesc. Nu mai râdești tu de el. Nu-l mai apăsa și tu. Nu-i mai săpa și tu groapă pentru el. Dumnezeu caută la fiecare. Iar în al patrulea rând, dacă vrei să înaintezi și să promovezi, nu săpa groapa altuia. Munca cinstită te promovează. Dumnezeu are grijă de ai săi. Știți, Dumnezeu ne-a binecuvântat spiritual, material pe fiecare dintre noi, într-un fel sau altul. Dacă vezi că cineva are un dar mai bun ca al tău. Bun, în ghinime, răspund. Are un dar mai mult de înțelepciune ca al tău. Nu fi invidios pe el. Repet, nu fi invidios pe el, că Dumnezeu dă cui vrea, în primul rând, de cât vrea în al doilea rând și în felul în care el vrea. Dacă vrei și tu înțelepciune, vreau și eu înțelepciune. Haideți să aplicăm ce spunea fratele nostru Iacov. Dacă îi lipsește cuiva, să o ceară, Dar să cu credință. Și Dumnezeu va da. Știți, putem avea aceste lucruri în viața noastră. Putem săpa groapa altuia și putem prăvăli piatra către alții, dar să nu uitați un lucru. Până la urmă, tu și cu mine, dacă am săpat, tu și cu mine, dacă am prăvălit că piatra va cădea asupra noastră sau vom cădea noi în groapă. Exact așa cum au căzut acești oameni despre care am vorbit. Iacov a trebuit să plătească pentru faptele lui. David a trebuit să plătească pentru faptele lui. Haman a trebuit să plătească pentru faptele lui. Și chiar toți ăștia au săpat-o altuia. Îl iau de la Isau binecuvântarea, îl iau de la Urie nevasta, îi iau pe toți evrei și îl, îl dau cu iar aici, în, 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 în al rând, și Daniel, când ceilalți au vrut să ocupe din invidie funcția lui, fiindcă Dumnezeu îl binecuvântase și avea în el Duhul Dumnezeului celui prea înalt, iată că peste toți s-a prevălit groapa. Fie dar ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. E dar ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Și să nu uităm, știți, proverbele sunt rostite de Dumnezeu. Repet, sunt rostite de Dumnezeu. Și Dumnezeu, dacă a rostit un proverb, a rostit cu un anumit scop. Nu săpa groapa altuia. Amin.